Bună seara, bună seara, bună seara, bun găsit la Nașul TV și Vest TV, o coproducție în această seară, în direct pentru România. Suntem astăzi în Arad, așa cum am promis, venim în mijlocul oamenilor care muncesc. Mi-a plăcut ce a scris astăzi Moise Guran, spunea, dom'le, oamenii care muncesc în România au ajuns să fie atât de puțini încât ei reprezintă o cantitate neglijabilă pentru clasa politică. O clasă politică ce preferă de multe ori să stea cu mâna întinsă la tot felul de investitori, care mai de care mai drăguți și mai zâmbăreți, în loc să îi lase pur și simplu pe investitorii români, care să aibă măcar aceleași condiții ca investitorii străini, pentru că dacă i-ar lăsa pe români, românii ar fi mult mai mulți antreprenori, muncitori, oameni de succes. Astăzi suntem într-un loc de mare succes. De peste 122 de ani, Astra Vagoane Călători SA este o companie de tradiție cu un renume internațional și astăzi circulă prin lume vagoane de acum 20-25 de ani. Suntem chiar în fabrică, se muncește, se aud zgomote. I-am rugat evident pe muncitori ca la un moment dat să ne lase să facem această emisie, să ia o pauză, fiindcă aici e o fabrică unde se lucrează în două schimburi. Se lucrează nu doar pentru România, sau aș spune, se lucrează mai ales pentru străinătate. Este o companie care reușește astăzi să exporte în Brazilia vagoane care vor duce spectatorii la campionatul mondial din Brazilia, având în vedere că Brazilia e o țară atât de mare, e nevoie de mai multe vagoane pentru a-i transporta de colo-colo. Brazilia, o economie puternică în creștere, care are nevoie, iată, de vagoane românești. Sunt alături de un om care, din punctul meu de vedere, îndeplinește punctajul maxim la capitolul investitor serios. Și o să vedeți de ce, pentru că a luat de la minus o întreprindere, o ruină, pe care a reușit să o ducă la plus, plătind datorii, taxe către stat, iar mii de oameni, atenție, trăiesc din pâinea pe care o câștigă aici muncitorii. Sunt peste 1000 de oameni care își iau salariile și care, repet, aduc faimă României. Dacă în Arad există sau mai există două branduri mari și puternice, în mod sigur unul dintre ele este Astra. Al doilea ar putea fi UTA, și vorbim de fotbal, dar după cum știm, UTA are deocamdată mari probleme. Invitatul meu, evident, este chiar gazda noastră, domnul Valer Blidar, este investitorul serios despre care vorbeam mai devreme, este proprietarul acestei afaceri de producție și este în același timp și un investitor în media, un investitor serios, având în vedere că Vest TV, o televiziune serioasă care se ocupă de cancanuri și de povești ropoase, emite în 16 județe ale României. Bună seara! Bună seara! Și felicitări! Chiar sunt uimit! Mulțumesc și bun venit în fabrica noastră! Spuneați mai devreme că se lucrează în două schimburi. Noi suntem în schimbul 2, dar la noi se lucrează și în schimbul 3. Aveți și schimburi. De ce? Sunt momentele de livrare sau nu vă obligă cantitatea mare de vagoane pe care o aveți de livrat acum? Sigur, și avem câteva locuri mai înguste, ca să spun așa, care au de lucru non-stop. Deci trei schimburi. Trebuie spus că aici se fac vagoane pe Calea Victoriei. Iată, aveți și dumneavoastră Calea Victoriei și sunteți pe Calea Victoriei. Acolo se fac tramvaie și o să avem imagini și de la fabrica de tramvaie. Ce mai faceți aici? Piese de schimb? Sigur, material rulant. Am făcut și metrouri. Metrou, nu? Metrou bucureștean este făcut aici, sigur. Dar, din ce știu eu, nu vă mai ocupați de metrou. Nu, din păcate, nici nu ne-am calificat la mentenanță. Deci l-am construit noi, l-am fabricat noi, dar nu ne-am priceput să-l reparăm și au trebuit să vină străinii să-l repare. Da, aici vreau să vă întreb puțin de povestea asta, pentru că poveștile de succes în România n-au loc în mass media și n-au avut loc poate și pentru că românii au dus-o cât de cât bine. Însă acum când românii o duc prost, eu vreau să transmit acest mesaj că o ducem prost fiindcă noi românii suntem primii de vină. Adică nu știm să punem preț pe lucrurile care ne dau bani, ne dau viață, ne dau un viitor și nouă și copiilor noștri. Și acest lucru trebuie spus. Locul de muncă pentru români e sfânt. Și azi au înțeles românii acest lucru. Și asta vreau să spun. Dom'le, cum ați ajuns la această poveste? Prin ce ați trecut? Cum ați avut curajul să luați, până la urmă, o ruină și în perioada în care, practic, nimeni nu se ocupa de producție, ci toți vreau să facă comerț, eventual, sau să-și ducă bani în străinătate, nu să investească aici?
Sigur, în primul rând, vreau să spun că eu fac parte dintr-o generație care era obișnuită cu munca și eu am rămas cu ticul ăsta. Deci, asta încerc să le explic celor din jurul meu, din preajma, mai chiar și celor din apropiere, că, de fapt, munca este cheia succesului. Fără muncă nu putem obține decât temporar anumite avantaje. Aici, de fapt, am făcut ceea ce știam să fac. Eu am făcut producție toată viața, la asta m-am priceput, n-am intrat în comerț, n-am intrat în alt gen de afaceri și, după cum vedeți, n-am dezamăgit. Mi-au ieșit, în general. Deci, atunci, i-au cumpărat fabrica cu 400 de lei fără datorii, acțiunea de 1000, eu cu datorii de 1200 de miliarde, așa, am cumpărat-o cu 800 de lei acțiunea de 1000. Acțiunea de 1000. O mică diferență. Și nu știu câți cumpărători, de fapt, din România au reușit să plătească în termen toată datoria până la ultimul bănuț. Am avut 1200 de miliarde doar datorii la stat, pentru că am mai avut datorii la bănci, la furnizori. În 4 ani și jumătate am achitat toate datoriile. Bun, dar de unde ați avut curajul ăsta? Pe ce v-ați bazat? De unde știați că o să aveți succes? Astăzi, da, e simplu. Uite, ați avut succes, ați reușit să exportați, poate că n-ați reușit suficient în România și aici o să avem o discuție, dar pe ce v-ați bazat? Deci am avut tangență cu domeniul. Fabricam și înainte componente pentru vagoane. Deci cunoșteam domeniul. Mai vedeam și ce se întâmplă. Jaful, de fapt, care avea loc în perioada respectivă, în toate domeniile. Și eu, în așa zisa aventură extrem de riscantă, era aventură extrem de riscantă pentru necunoscători, pentru cei care n-au o strategie și care n-au prea făcut mare lucru în viața lor. Dar eu întâi mi-am făcut un plan, am știut că dacă vom alerga după contracte, în afară de faptul că aveam datorii imense, asta n-avea niciun contract. Deci am luat la picior toate țările în care Astra a exportat vagoane. Să zicem, ăsta a fost asetul mare al companiei, faptul că se bucura de un renume în toate țările unde exportase, nu? Sigur. Dar nu ne stricasem renumele pe sfârșit? Ba da, și pe anumite piețe mi-a fost foarte greu ca să revin. Care a fost primul contract solid pe care l-ați... Cu Egiptul. Egiptul. Da. Foarte interesant. Am prins un contract în Egipt, foarte bun, foarte rentabil, așa, apoi am intrat într-o combinație cu o firmă din Franța pentru modernizarea a 100 de vagoane, care de fapt s-au făcut aici, așa, și apoi, sigur, în alte proiecte, în Iran, apoi Săgeata Albastră cu nemții de la Siemens și multe alte proiecte. Când credeți că Astra a reintrat în Liga Mare a producătorilor importanți de vagoane? Odată cu ieșirea din acea prăpastie în care se afundase, deci după 5 ani deja jucam un rol important pe piața fabricantelor de material rolant. Și cum ați reușit să luați licența Siemens? Că bănuiesc că nu e chiar atât de ușor, bazi la ușă și trebuie să te califici, nu? Sigur. Știu că ați avut o vizită importantă de la Siemens chiar aici, la Arad. Nu, n-am avut multe vizite. Nu, dar aia așa, când au venit îngroziți, au zis, cum, domnul Blidar, aici vreți să produceți dumneavoastră? Sigur. Hala în care ați vizitat-o și ați văzut cum arată, în care am produs, de fapt, trenul Săgeata Albastră, arăta groaznic, cu gropi, cu ploua prin toate pereții. Era dezastru acolo. Și când, după semnarea contractului,
vicepreședintele s-a deplasat și când a văzut cum arată, m-a întrebat, domnule, aici vrei dumneavoastră să faci săgeata albastră? Și am spus da. După 6 luni, asta se întâmpla în martie 2003. După 6 luni, în septembrie, trebuia să înceapă producția. Și a revenit să vadă în ce stadiu suntem. Era convins că noi nu vom reuși să demarăm proiectul, pentru că ei semnase contracte identice cu, și în Grecia și în Maroc. Nici unii, nici alții n-au reușit să pregătească, să realizeze pregătirea de fabricație, astfel încât să poată demara procesul de producție. Când a venit și a văzut cum arată hala, ați văzut-o și dumneavoastră, care era peste ce au ei în Germania, mi-am spus, domnule, n-am să mai pun cuvântul dumneavoastră în delă niciodată. Asta e un mare câștig și bănuiesc că de atunci n-ați avut niciodată probleme cu ei, dovadă că ați continuat colaborarea cu Siemens. Avem colaborări de, acum sunt 10 ani, nu, cu Siemens-ul, suntem respectați, discutăm cu ei de pe poziții egale și sigur că ei sunt mari, dar pe, au înțeles că pe anumite proiecte suntem jumate-jumate, adică condițiile sunt de discuție, sunt de egalitate. Vreau să mă întorc puțin la poveste, pentru că eu vin dintr-un oraș unde aveam o comoară, e vorba de tractorul Brașov, aveam de fapt 2 comori și autocamioane Roman, dar tractorul Brașov distrusă complet, deși puteam să producem tractoare pentru toată lumea, așa cum exportam înainte. Ori dispărând fabrica, au dispărut apoi și muncitori, astăzi cred că e foarte greu să mai găsesc specialiști. Dumneavoastră ați avut probleme de acest tip, adică să pierde specialiștii din cauza vremurilor și să vă fie greu să-i aduceți înapoi? N-am avut probleme, am avut specialiști care au plecat, adică cât a fost de risipit așa și au stat, așa când trebuia să punem la loc ce au furat, de fapt și ce au jefuit, au plecat. Dar lucrurile au mers din ce în ce mai bine, n-am avut probleme. Majoritatea au vrut să se întoarcă, nu i-am mai primit. Cine a plecat din Astra a plecat, nu l-a mai primit, așa. Totuși, marea majoritate a specialiștilor au rămas în fabrică. Partea care începe să ne creeze probleme este alta. Este aceea că forța de muncă este îmbătrânită. Doar 8% din forța de muncă de aici, așa, are sub 30 de ani. Și tinerii nu vin la muncă. Tinerii nu vor să angajeze. Acum, de exemplu, anunțuri de mai mult timp prin care vrem să cooptăm tineri absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat pe care să-i pregătesc pentru control de calitate. Controlul de calitate. O muncă ușoară, de fapt. Așa. Nu vin. Da, dar aveți un proiect foarte interesant și haideți să vorbim acum de acest proiect care mie mi-a plăcut foarte mult. V-ați chinuit mulți ani și se pare că pentru prima oară ați avea șanse să dați drumul la această școală profesională. Aveți tot ce vă trebuie, mai puțin niște avize, da? Da, ce se întâmplă? Vedeți, cu mulți ani în urmă, ca să intre la o școală profesională, era o realizare. La noi, n-am înțeles de ce, au căsăpit pur și simplu învățământul profesional, n-au pus nimic în loc. Așa, ori în Germania, în Franța, în Anglia, școlile profesionale există, adică sunt o mare masă de tineri se pregătesc pentru muncă, nu? Dacă nu o să mai muncească nimeni, nu o să vină nimeni. Toți cu diploma în spatele biroului. Sigur, corect. Aici e o problemă de educație. Pe care o să o resimțim în următorii ani. Și vreau să fac un anunț acum, profitând de faptul că, iată, Vest TV prin Nașul TV se vede azi în toată țara și Nașul TV se vede cu ajutorul lui Vest TV acolo unde românii nu ne pot prinde, deci e un mare eveniment și pentru noi. Fac un anunț pentru că eu sunt convins că cei care ne ascultă, mă refer la părinți, gândiți-vă în momentul în care va fi lansată această școală și noi vom încerca să dăm tot sprijinul,
trimiteți copiii, chiar dacă nu sunt din Arad, trimiteți-i din alte județe, pentru că aici pot găsi și cazare, pot găsi și o mâncare. E important să creăm acest obicei al oamenilor de a-și trimite copiii întâi la școală, să învețe să muncească și apoi să muncească, fiindcă marea greșeală a fost a părinților: du-te, tată, și caută-ți de lucru. Păi, până nu te pregătești pentru un serviciu, nu o să-ți placă sau nu o să ai succes, nu? Ori iată că, eu cred că auzindu-ne acum mai mulți părinți, faceți acest lucru, nu îi trimiteți în străinătate, că o să plângeți după ei, o să vă fie dor de ei, o să muriți de inimă rea, trimiteți-i la muncă. Pot câștiga, cred eu că se câștigă bine în momentul în care ai calitatea asta, în momentul în care faci export în lume, nu cred că sunt salariile din industria textilă sau lon. Sigur, și tot timpul am avut salariile la vârf, mă refer în ramură, peste ale absolvenților din Franța sau din, ei se vor directori, așa, și nu șef de atelier sau de secție sau... Da, vor șef direct, da. Exact. Dar spuneți-mi, legat de oamenii cu care ați pornit la drum, cam câți oameni dintre cei de bază au rămas în echipă? Eu știu, 90%. 90%. Da. Pentru că am remarcat, aveți doi directori pe care am întâlnit astăzi, care sunt, chiar sunt arădeni. Unii s-au și pensionat, evident. Unii s-au pensionat, da. Da, eu și pe pensionare i-am menținut, decât cei care au avut probleme de sănătate, dar am și directori pensionari care... Da, oare pentru arădeni, vin și întreb, pentru mine ca brașovean vă spun, tractorul Brașov era o mândrie, da? Pentru arădeni, credeți că astăzi mai e o mândrie faptul că, iată, cel mai mare producător român e de aici, că e o fabrică ce are o tradiție de cât 122 de ani, e o mândrie sau oamenii au devenit nepăsători? Bă, nu este, totuși că arădenii apreciază lucrul ăsta, în marea lor majoritate. Însă... Sigur că, așa ca peste tot, mai există acest sentiment de invidie, aș zice, așa, care își mai face simțită prezența. Dar nu cred că la nivelul populației, adică vă pot invidia poate alți oameni de afaceri care nu au avut succes sau care au avut alt fel de succes, dar așa, este populația nu are de ce la să... La ei mă refer, numai că ăștia sunt vocali, ceilalți care apreciază... Aia nu-i aude nimeni. Bun, și acum revenind la ce vorbeam de fuga asta după investitori, eu am teoria mea că dacă am fi lăsat să muncim, eu, de exemplu, nu sunt lăsat să mai deschid o televiziune. Nu sunt lăsat de stat, de guvern, de legi, de taxele și impozitele haotice care se schimbă de la zi la alta, de incertitudine, de faptul că se pregătește o lege a exproprierii, adică e un haos total și am oprit complet să mai investesc în România. Dumneavoastră bănuiesc că n-aveți facilități ca alți investitori străini sau români, dar aveți piedici în activitatea de producție? Ați resimțit în anii ăștia că ați fi putut face mai mult? Deci n-am avut niciun fel de facilitate niciodată de când ne-am privatizat, de când am luat întreprinderea asta. Piedici? Sigur, acum mai puțin. Mai puțin pentru că nu avem niciun contract în țară și atunci ce să ne facă? Da, ne plătim impozitul. Da, râd, dar nu, n-ar trebui să râzi. Da. Deci asta e, deci nu aveți niciun contract în România și atunci nu aveți piedici. Nu avem piedici, da. Cât am avut contracte în România, am avut. Sper că să ne descurcăm în continuare cu contracte de afară, lucru însă total anormal, adică noi importăm și fabricăm cu alte firme din afară, chiar metrourile în ultima perioadă, așa când sunt firme în România care le-ar putea face. Ce se întâmplă? Deci, și mie mi se întâmplă când un anumit proiect e mai complicat și nu reușesc să-l fac singur, trebuie să apelez la cineva mai mare decât mine. Numai că eu știu la cine să apelez, eu știu și cum să negociez cu respectivul, pe mine nu mă poate mitui. Așa? Și caut să-l atrag într-un business cu mine în condițiile cele mai
hai să le zic, echitabile, nu avantajoase. La, ei, ori, dacă încearcă o întreprindere de stat să facă lucrul ăsta, interesul este altul acolo, interesele de fapt, sistemul de căpușă care este generalizat în toate întreprinderile de stat, fac ca acele entități să n-aibă nicio șansă de a rezista. Da, aici o să vreau să insistăm pe treaba asta. Am să fac, să zicem, o promovare ca să știți ce discutăm în părțile următoare. Între timp mă bucur că au pregătit colegii noștri de la Vest TV aceste imagini și le mulțumim și pentru întreg suportul. Noi nu înțelegem o chestiune și mă refer aici poate și la mama mea care e pensionar, că atunci când mergi cu un tramvai care nu este produs în România, ci este produs, să zicem, într-o altă țară, acel tramvai din start a costat mai mult decât tramvaiul produs în România. Din start, piesele de schimb și tot ce ai nevoie, întreținerea, vor fi bani pe care România îi va trimite în afară și de aceea trebuie să stea oamenii să voteze și să stea cu mâna întinsă la primar să le dea nu știu ce subvenție sau călătorii gratuite. Dacă toate orașele României ar cumpăra tramvaie românești mai ieftine, mai performante, și o să discutăm despre acest tramvai minune produs aici în Arad, atunci gândiți-vă că cel puțin 40% din prețul de achiziție, da, pe care îl încasează, să zicem, Astra Vagoane, se întoarce la bugetul statului. Chiar se întoarce și la bugete locale, nu? Asta imediat, 40% la bugetul de stat, imediat? Imediat, exact. Iar apoi la bugetul local. Deci, din start, călătoria ar fi mai ieftină. Din start, toți vatmanii, toate sindicatele care lucrează la RATB-ul ar trebui să facă lobby pentru treaba asta. Pentru că atunci când ei vor conduce un tramvai românesc, călătorii români vor urca într-un tramvai românesc sau într-un vagon de tren românesc, toată populația e câștigată. Vatmanul ăla trebuie să fie conștient, oferă un loc de muncă unui alt român, care alt român plătește călătoria în tramvaiul din București sau din Arad sau din alte orașe. Deci, noi românii, dacă am ști să ne ajutăm singuri, chiar n-am avea nevoie nici măcar de un sprijin guvernamental. Ar trebui să înțelegem acest lucru. Gândind românește, cumpărând produse românești care sunt bune, nu orice produs românesc. Și vom discuta și o să vedeți, dacă ați văzut imagini până acum, nu înseamnă nimic. Să vedeți că intrăm și o să facem un tur al acestor vagoane și al tramvaiului și trebuie spus doar atât. O economie puternică, cum e cea a Braziliei, o economie în plină dezvoltare, cumpără aceste vagoane. Acest vagon e clasa a doua, am crezut că e clasa a întâia. Arată senzațional, o să intrăm și să-l vizităm. Făcut, repet, aici, cât importați din piese? Cam cât la sută din ce aveți dumneavoastră nevoie în construcția vagoanelor sau a tramvaiilor? 17-20%. Deci 20%. Deci, practic, toți banii sunt pe industrii orizontale și, cum spuneam, mii de români trăiesc de pe seama acestei întreprinderi. Dacă ar gândi primarii așa, dacă ar gândi, nu știu cine, guvernul, dom'le, nu putem să luăm un tramvai chiar dacă are același preț din străinătate, pentru că, repet, piesele de schimb și tot ce vei plăti în anii următori vor fi mai scumpe decât piesele de schimb de la Arad. Nu greșesc cu ceva? Categoric nu. Adică nu trebuie să fiu nici prietenul dumneavoastră, nici dușmanul dumneavoastră ca să gândesc simplu. Gândesc pentru locuri de muncă. Eu sunt fericit că există Astra Vagoane nu pentru mine, ci pentru faptul că asigură 1000 și ceva de locuri de muncă. Sau 1000 de locuri de muncă. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. Ne întoarcem în câteva minute. Suntem în direct. Bună. Da, am revenit, suntem în fabrică, suntem într-o hală în care încap foarte multe vagoane. Chiar nu știam cum se fabrică, n-am fost niciodată într-o fabrică de vagoane. E impresionant că într-un timp foarte scurt Astra Vagoane va putea spune gata, am livrat cele 100 de vagoane Braziliei. Sunt, repet, vagoane care deja unele dintre ele sunt în circulație, deja unele au fost livrate prin portul Constanța și, cum spuneam, având în vedere că toate companiile aeriene din Brazilia au scumpit foarte mult prețul la biletele de avion, foarte mulți suporteri ai echipelor naționale prezente la campionatul mondial se vor deplasa cu aceste vagoane. Sunt trenuri care vor merge cu ce viteză?
160 de kilometri. Deci 160 de kilometri. Deci vagoanele sunt testate să... Ele pot circula și cu 200, dar n-au ei linii pentru... N-au linii. Da. Ce înseamnă că poți circula cu o viteză mai mare? Aveți, înseamnă că deci, boghiurile da, sunt proiectate pentru vitezele până la 200 de km la oră. Vreau să inventariem puțin ce înseamnă în momentul în care o municipalitate sau, bun, așa e cazul la noi, sau statul, cumpără metrou de la Astra vagoane sau cumpără vagoane de la dumneavoastră sau cumpără tramvaie. Care sunt câștigurile imediate pentru societate? Că românii ar trebui să le știe pe asta, să știe în fiecare zi când mănâncă ceva, când se urcă într-un mijloc de transport, mai ales că mijloacele de transport trebuie să fie strategice. Ele nu sunt Coca-Cola, dar trebuie să fie un produs strategic care știm că dă de mâncare oamenilor, dă slujbe și îți asigură, îți dă o securitate și o siguranță. Nu poți să iei de oriunde asemenea vagoane. Deci ce câștigă automat România atunci când nu se aduc din străinătate? Deci un produs românesc sau o lucrare făcută de români, în primul rând, trebuie să fie mai ieftină. Aș spune eu chiar mult mai ieftină. Deci eu fabric aici vagoane în preț comparabil de 50-56% din prețurile marilor producători. Și eu sunt surprins când aud că șoselele la noi costă de 3-4 ori mai mult decât în Austria, în Germania. Nu pricep acest gen de negociere, de muncă. Nu știu dacă să și muncești acolo sau... Se așteaptă... Deci, teoretic, și autostrada, așa cum vagonul costă mai ieftin, nu? 50-50% din prețul de afară. Obligatoriu ar trebui să fie mai ieftin. Mai ieftin, da. Odată. Pe de altă parte, este degrevat bugetul asigurărilor sociale, pentru că românii muncesc, își câștigă pâinea prin muncă și nu stau după ajutoare sociale. În al treilea rând, efortul valutar, de asemenea, este degrevat, pentru că una este să plătești în lei, așa, și alta să iei teancul cu valută și să-l scoți compact afară, la 2 milioane, 2 milioane scos. Aici, până lângă faptul că nu sunt 2 milioane, că sunt aproape jumătate sau un pic mai mult de jumătate, e vorba de lei, 40% se întorc imediat la bugetul de stat, plus că alte beneficii pe orizontală care tot la bugetele locale, la muncitorii care lucrează. Sigur, beneficiul este incomparabil. De asta noi am mai discutat. Este în favoarea românilor, adică nu e un beneficiu care se duce în favoarea unui alt stat, în favoarea unei companii care dă de lucru cetățenilor din țara respectivă. Nu e un beneficiu care se duce chiar către români. Nu se poate sifona acest beneficiu. Vedeți, polonezii, ungurii, cehii nu acceptă nicio firmă, cât de mare ar fi, așa, dacă nu se asociază cu o firmă de la ei, dacă n-au o participare locală. La noi nu gândește nimeni astfel. Este greu de acceptat acest mod de a gândi și de a se comporta, de comportament al statului în relația cu oamenii săi de afaceri. Da. Dacă se anunțăm pe telespectatori că dacă pot fi mici întreruperi, e foarte simplu. A venit iarna, ninge. Da? E bine, e cu noroc, iată că ne prinde o ninsoare frumoasă într-o transmisie, repet, în premieră și pentru Nașu TV. Nașu TV în coproducție cu Vest TV. Vest TV, o televiziune care emite în 16 județe din nord-vestul României, chiar se duce până în Oltenia, nu? Până în jos. Mehedințiu, nu știu dacă acoperă... Până la Caransebeș și Reșița. Și Reșița. Da. Am tot vorbit și am tot făcut reclamă produselor românești, dar am spus de la început, nu oricărui produs românesc. Așa cum fac reclamă produsului românesc Nașu TV, care are foarte multe piedici încă în România, la fel fac reclamă și produsului Astra Vagoane Călători SA, dar nu degeaba.
pentru că acești oameni merită și dacă vreți e reclama adusă muncitorului român, specialistului român, că tot se face vorbire de către clasa politică, zice, dom'le, nu avem specialiști, n-are cine. Noi acum nu știu câți ani învățam pe chinezi, le puneam șine de tren și le puneam primul tren, că n-aveau tren până acum 100 și ceva de ani. Românii erau cei care le puneau primele șine chinezilor și constatăm astăzi ce mare veselie este să vină chinezul să ne facă trenuri, iar noi să le dăm porci. Deci noi vom plăti cu porci, ca pe vremea dacilor, ca pe vremea tracilor, ca pe vremea cui vreți dumneavoastră, vizigoților, deci în loc să fie invers, noi să vindem tehnologie, noi să vindem plus valoare, da? Noi ce vindem? Materie primă, porci, viței și o să rămânem fără mâine până nici lapte nu o să mai găsește în România, că trebuie să dăm la fratele nostru chinez. Iar ei ne vând tehnologie, ne vând eoliene, ne vând, nu? Spuneați mai devreme că această emisiune este în premieră, așa, și că este unică la Nașul TV. Nu, e unică în România. Nici o altă televiziune din România n-a încercat să facă cunoscut produsele românești, cu toate că televiziunea națională ar fi trebuit să se ocupe de asta. Mi-aduc aminte, câtva timp înainte aveam un eveniment, o lansare, așa, și am solicitat televiziunea române să ia parte. Așa, și răspunsul a fost nici măcar de respingere politicoasă, nu, de respingere brutală, acolo sunt interese private și dacă lucrează, cu toate că ei mănâncă din banii noștri, adică normal, noi... Și nu numai ei. Știți cum e? Și asta a fost o campanie bine țintită. Nu, eu cred că a fost un program generalizat de dezindustrializare a României și de, cum să spun, de alungare a milioane de români afară, că printre milioanele de români de afară sunt și cei care au lucrat la Tractorul și cei care au lucrat la Steagul Roșu și la Steagul Roșu, la Roman, să știți că aceeași problemă e. Se fac autobuze și autocare de o calitate extraordinară. Le-am văzut, m-am urcat în ele, tot cu produse unde nu ne pricepem, importăm, da? Și așa mai departe, și nicio primărie nu cumpără. Cumpărăm din Turcia, cumpărăm de nu știu unde. Dumneavoastră vorbeați de tramvaiele de la Cluj. Cumpărăm din Polonia când se fac tramvaie la... La ce distanță e Clujul? 200 de kilometri? În linie dreaptă, da, mai aproape, nu. Da. Aberant. Aberant. Vreau să le arătăm între românilor, cum le-am promis că ne urcăm acest nivel. După cum vedeți, avem aici monitoare, televizoare, camere de supraveghere, internet, deci, prize, sigur, prize pentru laptopuri, deci toate dotările. Vreți să vă spun ce? Deci, în avion n-ai prize. Da. Și în avion n-ai internet. Deci în Europa, în afară de trenurile de mare viteză, unde biletele sunt mai scumpe decât la avion, trenurile clasice care circulă nu se ridică la acest nivel. Nu există în Europa un asemenea vagon. Sigur, ceea ce poate induce puțin în eroare este faptul că geamurile, dacă ne uităm din afară, ele sunt de generație anilor 80. De ce așa? Pentru că trenurile astea circulă pe o distanță de 2600-2800 de kilometri. Adică pleacă dintr-un loc așa, și face 2800 de kilometri. Exact. Și trece prin junglă și acolo sunt arcașii care mai trag în geamuri și dacă sunt lipite, dacă sunt moderne și lipite, sunt foarte greu de schimbat. Pe când așa cu ramă, așa, deci rovează ramă, așa, și o schimbă foarte... Dar a cui a fost propunerea asta? A dumneavoastră, ca și constructor? Solicitarea lor. Solicitarea lor. Da, propunerea noastră a fost de geamuri moderne, pentru că acest vagon echipat cu geamuri moderne lipite, sigur, arăta altfel în afară, pentru că în interior, vedeți și noastră cum... Da, nu, e extraordinar și iar am constatat că în partea cealaltă sunt două toalete, vor fi toalete și pentru bărbați și pentru... Sigur, separat, ceea ce la noi nu. La noi nu există, nici, da. Da, nici în Europa. Dar, sigur, avem în alte hale vagonul de clasa întâia, să-l vedeți, așa, ce scaune moderne cu
muzică la cască, cu ca în avion la clasa business. Da, asta vreau să vă întreb. Astăzi, până la acest vagon, în Brazilia erau vagoane mai frumoase, mai moderne. Deci astăzi putem spune că în Brazilia este cel mai de top vagon pe care îl vor avea brazilieni. Sigur. Când au venit și au văzut primele vagoane, pentru că ei le recepționează la noi. Deci un vagon nu iese din fabrică decât după ce a fost recepționat. Și obligația noastră este să le ducem până la Constanța, să le predăm la firma care le încarcă pe vapor. Am trimis până acum trei garnituri. Haideți să facem câțiva pași, chiar să arătăm și condițiile civilizate de... cred că acolo sunt toaletele, nu? Din da, ce da, țin da. Eu minte. Repet, civilizat, curat... Nu poți să-ți dorești mai mult. Nu ai ce să-ți dorești de la un tren. Da? Sigur. Deci, specialiștii brazilieni, când au venit, au fost uimiți de ceea ce au văzut. Nu se așteptau ca trenurile să arate așa cum arată, mai ales că noi am câștigat o licitație acolo. Adică nu ați luat contractul pe ochi frumoși, sigur. Da? Așa, și vreau să vă spun că unul din parteneri, din concurenți, avea trenul prețul cu 80% mai mare decât noi și altul cu 102%. La... Foarte interesant. Deci și ca preț v-ați calificat. Sigur. Și tot ce văd eu aici, spuneți că maxim 20% sunt produse din import. Da. Da? Anumite componente electronice, mi-ați spus, nu? Da. Frâna. Frâna. Și la aerul condiționat. Aerul condiționat. Deci avem și aer condiționat. Sigur. Televizoarele nu sunt întâmplătoare, pentru că eu cred că vor fi pline aceste vagoane, fiindcă va fi un campionat mondial și mulți vor urmări probabil chiar și la televizor. Sigur. Deci noi trebuie să le livrăm înainte de începerea campionatului mondial. Deci înainte, asta e termenul. Vor circula. Da. Bun, aici avem, dacă ne uităm, avem toaletele, dacă nu mă înșel. Iată, asta e o toaletă curată, foarte ergonomică și ce mi-a plăcut, am văzut că în cealaltă toaletă există și loc pentru schimbat scutece și așa mai departe. E adevărat, poți să călătorești pe o distanță lungă cu acest vagon. Și, repet, eu sunt mândru când văd lucruri făcute atât de bune și de frumoase, făcute, repet, de muncitor român, de arădeni care, poate, care sunt cei mai vechi? Care sunt cei mai vechi care muncesc în fabrica asta? Cam de câți ani? 30 de ani, 40 de ani aveți? Da, am oameni care au 64 de ani și muncesc de la 16 ani. Da. Incredibil. Bun, mergem în partea cealaltă să vedeți o diferență, nu? Surpriză, practic. Nu, acest vagon este puțin mai lat, cel puțin așa îmi pare, da. Și în interior, dar și la boghiu. Boghiu este, cum să-i spun eu, suportul ăla care ține roțile sau șasiu, nu? Un fel de șasiu. Cel care, în care sunt montate osile și roțile. Așa, în cadrul deci, respectiv. Cam cu cât de lat e ecartamentul în Brazilia față de cel din 1600, România. La fel ca în Rusia, iar vagonul ăsta are 3100 lățime față de 2800 vagoane de la noi. Aha. Deci este și mai lat. Da. Foarte spațios aici. Da, foarte spațios. Și stați o secundă să mă și așez pe un scaun să văd dacă... Da, e foarte confortabil. Se ridică, se ridică și... Deci dacă e cineva mai corpulent, așa, mai... Se mișcă și se mișcă și așa? Da. Interesant, dar de unde se trage de manetă? Nu, de... Așa. Interesant. Pentru... Copii, preluați voi emisia că eu mă culc aici. Poți să tragi un pui de somn lejer. Da, foarte interesant. Deci, cât ați respectat din proiectul pe care ei îl aveau, brazilienii? Deci ei nu aveau un proiect, ei aveau numai niște cerințe, un caiet de sarcini. Deci el s-a născut în urma respectării de către... A cerințelor brazilienii. Foarte interesant. Proiectul este făcut în totalitate la noi. Deci culori... Nu culori. Mă refer până și aceste detalii. Absolut. Tot. Bravo, felicitări. Cred că românii sunt absolut convins că... Tocmai că... În oferta noastră la licitație, deci nu mai era și ieftină, așa, dar era și cea mai complexă și oferea cele mai
mai bune condiții de transport. Și când ați câștigat licitația, aveați deja acest design? Sigur, noi am... Deci după ce ați văzut caietul, nu? Sigur. Ați făcut un model, un... Un proiect, un proiect, așa, cu care am... În cel mai mic detaliu, da? Nu chiar. Nu în cel mai mic detaliu. Interesant. Da. Cert e că brazilienii sunt foarte mulțumiți și au rămas surprinși. Atenție, a avut un noroc, cum spuneam domnul Blidar, de fapt Astra Vagoane a avut un noroc, faptul că în Brazilia vagoane produse de Astra livrate de înainte de Revoluție, încă circulau bine și erau... Circulă și astăzi. Circulă și astăzi, foarte tare, da. Bun, coborâm puțin aici să vedem. Aici, domnul... Aici o să director, cunoaștem pe domnul director Dan Micălăcean. Dan Micălăcean. Bună seara, care din nou. Care o să ne spună ce se... Domnul director. O să ne spună... Să vă aranjez la valiera puțin tel mai sus, așa, mulțumesc, ca să fiu sigur că... Ce operațiune are loc aici. Exact. Suntem acum în fața ăștia. Ăsta e celebrul Boghiu, da? Deci acest ansamblu care ține roțile, ca să fiu mai popular. Care ține roțile și care are o deosebită importanță, nu ține numai roțile. Boghiu în sine e un ansamblu deosebit de important din punct de vedere al confortului, care trebuie să-l asigurăm pentru călători, și a siguranței călătorilor, care e o normă deosebit de importantă. Boghiu, deci, care îl vede, și confort. Confort. Securitate și confort. Într-adevăr, se poate spune scurt securitate și confort. Boghiu pe care îl vedem acum în față și la care colegii mei execută niște operații de montare, este un boghiu proiectat pentru o viteză de 160 de km pe oră. Este un boghiu care corespunde, din punct de vedere al execuției și al tuturor caracteristicilor normelor americane, pentru că piața pentru care facem acest vagon complet este o piață din America Latină. Proiectul după care s-a realizat și se realizează în continuare acest boghiu este un proiect dezvoltat în cadrul societății noastre de către Centrul de Cercetare și Proiect. Haideți să ne întoarcem către camere, să vă vadă, să vă cunoască și telespectatorii noștri. Deci totul e realizat aici, e know-how 100% românesc. Sigur, este un rezultat al muncii noastre, ingineri, cercetare, proiectare și tehnologie. Deci asta vreau să scoatem în evidență, oameni buni, că ni se tot spune că nu avem specialiști. Dom'le, nu suntem în stare să facem aia, trebuie să importăm totul. Așa a ajuns România să importe 80% din mâncarea pe care o consumă, când noi am fost grânarul Europei. Am exportat de toate, acum nu mai vorbim de petrol, da? Ori iată că aveți și cercetare aici, aveți și tradiție, aveți și specialiști. Deci la privatizare, cercetarea și proiectarea dispăruse din domeniu. Noi am reînființat Centrul de Cercetare și Proiectare. În anul 99, din anul privatizării, nu mai exista niciun centru de cercetare. Și avem și ambiția de a continua o industrie, adică trebuie să se înțeleagă că de multe ori, domnul Blidar poate v-a spus mai multe și dânsul s-a lovit de foarte multe probleme, avem opreliști, avem piedici, nu neapărat din cei care pe undeva ne sunt adversari sau concurenți din punct de vedere al materialului rulant, ci din partea unor oameni care sunt români și care, nu știu, e un sentiment așa că nu privesc cu ochi buni că cineva, cum e de exemplu domnul Blidar, are puterea de a păstra o industrie activă în România. Adică trebuie să se facă și o analiză că în ultima perioadă de timp România s-a dezindustrializat și sunt foarte puține persoanele care au avut puterea să se opună acestui curent, domnul Blidar fiind unul dintre aceste persoane. Vreau să vă întreb ceva legat de cercetare, că nu vreau să trecem ușor. Azi e greu, după ce reînființezi un centru de cercetare, să mai găsești oameni dispuși să caute soluții, să îmbunătățească soluții? E o problemă de găsit oameni? Este o problemă. E o problemă. Este o problemă, pentru că tinerii nu optează pentru această zonă și din cauza asta cei care sunt implicați astăzi au altă vârstă. Mai mult, ei sunt coagulați în jurul unor foste institute de cercetări care, personal, nu știu ce mai cercetează, pentru că o cercetare neaplicată
e un fel de muncă, așa, de un fel de hai să facem ceva, că tot nu folosește la nimic. Câți producători sunt în România de asemenea boghie, să zicem, cred că ăsta e pluralul? Suntem singuri. Singuri. Da. Credeți că România ar putea să exporte acest know-how, de exemplu, dacă l-ar cere și alte state? Îl exportăm. Și exportați, doar boghiu, la asta mă refer. Da, și boghiu. Deci exportați strict boghiu, au nevoie oamenii de cercetare românească. Da. Foarte interesant. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, dar continuăm excursia, să vedeți că încă n-ați văzut nici un sfert din ce vrem să vă arătăm. Nu cred că poate fi un român astăzi care să stingă televizorul când vede aceste secvențe sau să se gândească că aici sunt interese private sau, cred că singurul lucru la care te poți gândi este, tată, ce putem noi să producem astăzi, după 23 de ani de JAF, e o minune. Faptul că azi, după 23 de ani de dezindustrializare, există așa ceva, eu consider că e o minune. Și vorba domnului director, cred că asta ar trebui să ne macine pe toți. Cum creăm sau cum avem mai multe centre și anume asemenea industrie. Câți industrie așa mai sunt azi în România, sincer? Eu nu cred că mai sunt 100. Cred că greșesc. Da. E foarte grea căruța industriașului. Da. Deci vă dați seama, dintr-o țară care avea, gândiți-vă câte fabrici aveam înainte și nu erau toate proaste. Nu. 80-90% dintre ele erau performante, erau conduse de 4-5 oameni. Și astăzi avem la toate nenorocirile astea, AGA, MAGA, ce aur, nebunii din astea, unde iau ea niște salarii uriașe, da? Și întreprinderea e în faliment. Și pe vremuri conduceau întreprinderea 4-5 oameni buni, profesioniști, care la rândul lor aveau maestri buni, meseriași buni. Și încă o dată spun, țineți minte de școala asta. Școala asta va crea mii de locuri de muncă în anii următori. Și nu doar pentru dumneavoastră. O școală profesională făcută bine va putea să furnizeze și pentru alte viitoare industrie, să sperăm. Sigur. Din păcate s-a ajuns în stadiul ăsta datorită acelui capitalism de cumetrie. Privatizările s-au făcut pe relații, nu pe competență și mulți au crezut că dacă cumpără, eu știu, o întreprindere se vor îmbogăți, fără să știe că o întreprindere produce ori profit, ori pierdere. Și dacă nu știi ce să faci cu ea, nu știi cum să-i dai de lucru, sigur că... Clar. Dar majoritatea au ajuns să... Domnul director, oamenii care îi aveți vechi aici, înțeleg că aveți oameni care sunt și de 40-50 de ani, poate chiar muncesc în același loc, față de ce produceau înainte și ce produc acum, ei realizează, să zicem, totuși diferența? Sigur că da. Într-adevăr, sunt oameni care lucrează de mult, sunt chiar tată și fiu care lucrează la noi în societate. Bineînțeles că au sesizat diferența, pentru că față de ce am produs noi în urmă cu ceva timp, în care vagonul era o construcție metalică simplă, în care era un anumit tip de ușă, o bancă, niște geamuri, acum vagoanele care le producem, și asta este o dovadă elocventă, înglobează o cantitate foarte mare de electronică, automate programabile, softuri. Practic 99% din echipamentele care sunt montate pe acest vagon sunt controlate prin softuri proprii. Tabloul, dacă vedeți, arată... Adică și softurile le produceți? Softurile sunt în colaborare cu cine, cum a spus și dumneavoastră, am dezvoltat acest proiect și, într-un fel, am dat de lucru la foarte multe alte societăți care, împreună cu noi și cu ajutorul nostru, s-au dezvoltat și au evoluat foarte mult. Întrebarea mea era simplă. Realizează muncitorul? Sigur că da. Realizează. Nu știu, are, simte așa un pic de prestigiu, de prestanță când spune, domnule, nu lucrez oriunde. Uite ce fac eu cu ai mei colegi. Simte treaba asta? Adică sigur. Dincolo de salariu... E o mândrie, sigur. E vorba de o mândrie că lucrează în societate. Totuși Astra are o tradiție, are un background. Uite câte tradiții ne-am înmormântat. Ne-am înmormântat, dar noi am avut un noroc, trebuie să recunosc. Da. Că... Și pe piața muncii, un salariat la asta are deja o legitimație. Care, adică, deși aveți probleme cu tineretul, că vreți să aveți o continuitate, cei care nu sunt foarte tineri și care au realizat ce li se întâmplă,
și mai ales pe seceta asta de locuri de muncă, trebuie să-ți apreciezi un job bun. Luăm o scurtă pauză publicitară, continuăm excursia noastră, vă spuneam, sunt impresionat, impresionat și pun pariu că și dumneavoastră sunteți impresionați de faptul că, iată, chiar dacă România nu are nevoie de produsele de la Astra, în curând, cred eu, lumea întreagă va avea nevoie, pentru că odată ce Brazilia va arăta aceste vagoane în plenitudinea unui eveniment de asemenea amploare, cum e campionatul mondial, vă dați seama că și alte țări din America de Sud vor căuta Astra vagoane, ca să nu mai vorbim și de faptul că e posibil ca și țări europene, în curând, că am văzut multe parcuri destul de învechite, chiar în țări așezate, să fie obligate să apeleze la Astra și nu la licitație neapărat, pentru că Astra le face mult mai ieftine. Da? Ați văzut? 50-60% din prețul respectiv, chiar licitația din Brazilia fiind cu ceilalți competitori cu prețuri 80% mai mari. Mai mari, incredibil. Publicitate. Da, suntem din nou în direct. Hai să nu se strică lumina în snack. În România ninge frumos. O să vă rog tot pe dumneavoastră să fiți primul. Aici suntem într-un vagon snack bar, da? Care e deocamdată în faza de construcție. De ultime finisaje, zic eu, că nu mai aveți foarte mult. Avem demontat dulapurile. De ce este în faza de construcție? De construcție. Da? El este realizat 85%. Așa, domnul director general o să ne explice ce echipamente montează. Da, ce echipamente? Că pare un bar foarte mare. Da? Suntem acum, adică ce se vede în fața noastră este chiar zona de bar, zona în care va servi cel care va opera vagonul, va servi mâncăruri calde și diferite alte produse specifice pieței de acolo din America Latină. Noi acum suntem în faza în care, așa cum a spus și domnul Blidar, montăm mobilierul în această zonă. Din punct de vedere constructiv, vagonul se compune din spațiu pe care îl vedem, plus un alt spațiu care este un spațiu folosit ca și magazie. El are efectiv o destinație specială, însă... Nu e vagon-restaurant, ca să înțeleagă unii, nu, un vagon este de un vii vagon, să-ți iei mâncare exact, și te duci la vagon-restaurant. Vagon. Există în configurația garniturii și un vagon-restaurant. Interesant. Și un vagon special, dar din păcate deja primul lot care l-am realizat a fost deja sau este deja în drum spre Brazilia. Deci ăla nu ne-l puteți arăta că e în drum spre Brazilia. E pe vas. Cât face pe vas? Aveți idee în cât timp? Cam 3 săptămâni. 3 săptămâni. Da. Să le urăm vânt în pupa, nu? Da. Și să n-aibă parte de furtuni. Da. Ce e interesant ce mi-a spus mai devreme în pauza publicitară e că în Brazilia nu sunt fire de curent electric care să alimenteze trenul, ci practic acest tren are un vagon uzină care furnizează energia electrică. Și da. Chiar mi-ați arătat acolo jos, sunt chiar aici colegul poți filma, deci în sub pungile acestea. Da, și se vede și unul afară, deci sunt practic, generatoarele. Exact, un grup motogenerator. Deci vagonul acesta și cu încă două identice, dar și altele, vor pleca în luna decembrie în Brazilia. Cam în cât timp faceți dacă, cum să zic, ați măsura, că sigur nu e neapărat o măsură aritmetică aici, în cât timp faceți 100 de vagoane? În cât timp poate, dacă ar fi urgență, vine mâine un contract de 100 de vagoane, care ar fi termenul minim în care ați putea să livrați, dacă ați fi presați de timp? Dacă am fi presat de timp, un an. Deci într-un an ați putea livra 100 de vagoane? Sigur. Dacă lucrăm probabil în trei schimburi atunci. Sigur și neavând alte proiecte, că noi acum mai lucrăm și pe alte proiecte. Deci, proiectul Brazilia este unul dintre ele. Deci ca să capacitatea, zicem astăzi, maximă a uzinei este de 100 de vagoane pe an, dacă e urgență. Chiar mai mult. Chiar mai mult. Da, în funcție de gradul de dificultate. Exact. Serviciul cum îl faceți în Brazilia? Aveți echipă de specialiști care îi trimiteți, pe care îi trimiteți acolo? Pe care deci, o trimiteți pe perioadă acolo? De garanție, serviciul asigurăm noi, perioada de garanție va fi de 2 ani,
După care Berecearu își asigură. Dar cum? Aveți echipă acolo? Sigur. Echipă care se va ocupa de oameni instruiți de dumneavoastră, români? Sunt și români? Români. Sunt români. Adică, practic, noi facem și o pregătire a celui care va exploata vagonul. Va prelua, corect, exact. Va prelua. Dar ei au unde să facă, au hale de astea de producție, au unde să facă reviziile? Au un depou. Sunt organizați sub formă unor depouri în funcție de linia pe care funcționează practic garniturile noastre. Noi vom trimite specialiști care vor ține cursuri acolo cu cei care exploatează, cu specialiști. Am să spun ceva. Exact asta făceam pe vremea lui Ceaușescu foarte bine. Făceam și uzine până în alte țări. Da. Făceam... lucrurile astea nu trebuia să le omorâm. Da? Astea trebuiau ținute în viață. Aveam astăzi și locuri de muncă, aveam în loc să avem 4 milioane de oameni buni care muncesc pentru alții, pentru alte state, da? Și pentru alte companii, aveam în țară. Practic, și nu cred că era... Deci eu nu cred în criza economică. Eu susțin că e o criză indusă, e o criză de idei și o criză de profesionalism. Da, și eu cred că sunt multe lucruri pe care o să le aflăm mai încolo, încă nu știm chiar tot ce ni se întâmplă, dar e cert că noi avem soluții, avem și oameni și iată că putem să renodăm niște tradiții pe care le avem. Ce ați reușit dumneavoastră? Cam ce sincopă a avut Astra Vagoane până să veniți dumneavoastră? Cam ce perioadă a fost aia în care a decăzut? Din 2004, nu, din 94. Din 94 a mers așa... Da? Câți oameni ați mai găsit aici? 500. 500 de oameni. Da. Bine că i-ați găsit și pe aceia. Da. Bine că i-ați găsit, da. Da. Și sigur, în pragul disponibilizării, așa, și ușor, ușor am mărit numărul de la an la an, deci noi n-am disponibilizat niciodată, n-am dat afară decât hoți și vețivi. Da, vreau să vă întreb pe domnul director, e ceva greu în munca acestor oameni? Adică, știți cum e, toți au căzut, toți ziariștii, colegii mei, au căzut pe spate de miracolul chinezesc, dar miracolul chinezesc s-a construit și pe niște oameni amărâți, ăia muncesc de căpiază și primesc doi pumni de orez, da? Și pe un stat care este foarte dur cu cetățenii, adică eu nu văd prea mulți chinezi fericiți dacă mă luați pe mine la întrebări. Aici e ceva greu pentru oameni, adică din punct de vedere al condițiilor de muncă, muncesc mai mult decât în alte industrii? Nu. Noi respectăm tot ceea ce stabilește codul muncii. Nu suntem în afara legilor care sunt în vigoare în România. Din contră, cred că v-ați și dat seama, ați văzut ambientul care este în hală, e o temperatură la care se poate lucra relaxat, fără să aibă prea multe aine, lucru care, de exemplu, pe vremea la Ceaușescu, în ultima perioadă de timp, nu am avut-o. Fără pufoaică și ghete și... Da. Societatea încearcă prin toate posibilitățile să creeze niște condiții din punct de vedere al climatului, din punct de vedere al condițiilor adotării, în așa fel încât oamenii să fie conexați și fixați când vin la lucru să lucreze, să nu strice și să încerce să facă lucru de cea mai bună calitate. Da. Nu pot să spun că totdeauna reușim, dar încercăm să... Apropo de curiozitate, să întrebăm patronul, ați avut mișcări sindicale, adică ați avut în acești ani, de când ați preluat, până s-au obișnuit oamenii, n-ați avut... La început, eram proprietar, dar mă întâlneam cu liderii de sindicat în oraș, într-un bar, nu puteam să intru. Adică era perioada aia când sindicatele, așa... Trăiau și spun... Aveau ele soluții, dar fabrica se prăbușea. Exact, da. Și mi-a trebuit 3 luni de zile să-i conving că fabrica poate fi salvată. Ei nu mai credeau că această fabrică poate fi salvată. Așa. Și după ce am reușit în mare măsură să-i conving și am venit în fabrică și au văzut că își iau salariile la timp, eu le-am spus până ieșim din prăpastie, din hău în care se află fabrica, eu vă asigur salariul mediu pe economie, deci nu minim, dar nici maxim, mediu pe economie, vă luați leafa la timp, după care stăm de vorbă. Dar le-ați promis știind că veți ieși din criză? Știind. Adică puteți spune astăzi că ați fost 100% sigur de succes? Sau uneori e bine să le dai încredere oamenilor, chiar riscând o promisiune, să zicem, mai mare decât, să zicem, se
prognoza la momentul acela? Sigur, asta poate pare greu de crezut. Nu 100%, dar 80% am fost convins că o scoatem la liman. Totul depindea de relația patronat-sindicat. Asta e un mare secret. Niciun patron fără oameni nu face minuni. Așa, deci ei sunt în aceeași barcă și oamenii de aici, sindicatul de aici, are să înțeleagă că nu poate fi bine pentru ei și rău pentru mine. Și nici invers. Și atunci, având o conducere a sindicatului cu oameni conștienți, am reușit să discut, să îi conving că împreună putem face treabă și că putem salva. Bun, colegii, cred că ne putem deplasa să arătăm și vagonul cehesc, nu? Pentru da. Cehi. De fapt, greșeală, vagonul românesc pentru Cehia. O seară bună, vă mulțumesc. Dorim să vă continuați activitatea. Ce aveți acolo? Asta e panou electric, nu? Da. Da. Deci totul e pe computer aici. Îmi apare toate tensiunile, curenții. E cu touchscreen. Da. Da. Revenim la ecranul normal. Poate fi setat limba portugheză, engleză, apăsând pe steagul aferent. Așa, și acum am toate informațiile necesare. Acum 10 ani știați să umblați pe computer? Aproximativ, puțin. Puțin, așa e? Da. Acum 20 de ani îmi prindeam și eu urechile. Corect. Dar astăzi, fără computer, nu faci nimic. Bine, o seară bună. O seară bună. Succes. Mulțumesc. Noroc, sănătate. Așa, mergem acum și în drum spre platoul nostru improvizat. Într-o hală, într-o fabrică. Eu cred că nașul ar trebui să facă mai des aceste călătorii în țară, acolo unde oamenii au locuri de muncă decente și acolo unde performanța se poate vedea și măsura. Pentru deci, că aici, în stânga, da. Vedem un vagon care... Ăsta alb cu roșu, da? Da, îl fabricăm pentru Cehia. Ce aș vrea să vă spun? Deci, noi avem aici două linii de fabricație. Sigur, acum suntem puțin la, cam aglomerați. Aici este linia de fabricație Brazilia, dincoace linia de fabricație Cehia, deci un tren care va circula în Cehia și Germania. Uh-huh. El va face legătura între Praga și Hamburg. Uh-huh. La... Și va fi un tren complet pe care îl livrați. Va fi un tren complet, da. De ce reclamă mai bună vreți? Eu cred că premierul a greșit. Premierul, nu știu dacă, cred că trebuia să vină și premierul ceh la summitul ăsta cu chinezii. Eu cred că a greșit premierul ceh. Trebuia să vină aici, da, dragi colegi. Spuneți-i premierului ceh să facă o vizită la Arad, să vadă ce o să circule în țara lui. Aici cine v-a comandat acest tren? Statul sau un proprietar? Unul din operatori. Operatori, da. Așa e, pentru că acolo i-au privatizat. Mergem spre platoul nostru. Bine, eu... O să vă întreb și cum ați intrat în mass media. Dar spuneați ceva. Nu, eu, dacă mai vă pot da... E ok, dacă e, vă sunăm, domnul director. Mulțumim mult. Deci eu vă mulțumesc. Mulțumim și felicitări. Mulțumesc. Să-i salutați, să-i felicitați pe oamenii. Pe toată lumea, da, mulțumesc. Colegii, cum stăm? Mai luăm publicitate sau mai avem timp să ne așezăm un pic? Mai avem timp, da? Ne așezăm un pic. Ce faci, mă morți? Ce avem aici? Ce e asta? Un cărucior de transportat, probabil, nu? Nu, o să stai acolo. Acesta este... aceasta este o masă demontată sub ansamble, sub vagon. Aha. Da, se și pune... un cric, practic, și un cric. Un fel de cric, așa, uh-huh. Care ridică o masă, de fapt. Da, 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 interesant. Astăzi e... Dar n-am avut încă la nașu, n-am avut un asemenea sprijin... de cot, cum îi spun eu. Deci suntem în hală, suntem într-o construcție care a fost renovată complet și aici se bagă bani foarte mulți și încă o dată, știți cum e, până la urmă nu mă interesează neapărat câți bani s-au băgat în toată povestea, este important rezultatul. E important că România iarăși poate arăta în lume că aici se muncește sau se și muncește, deși repet și bravo Moise Guran pentru fraza pe care ai spus-o. În România cei care muncesc cu adevărat au devenit atât de puțini încât ei sunt o cantitate neglijabilă pentru clasa politică.
Și clasa politică și știe că nu poți mitui oamenii care muncesc, oamenii care creează plus valoare și de aceea se ocupă de alte proiecte. Bugetul pe anul viitor arată clar intenția politicienilor noștri, a tuturor politicienilor, de a face un dezmăț pe banii noștri, pe banii publici, în timp ce alții se străduiesc să muncească și să producă, repet, lucru cu care chiar te poți mândri. Îmi pare rău că România nu s-a calificat la campionatul mondial. Cu bucurie am fi văzut acolo suporterii români cum se plimbă cu aceste trenuri. Și aici vreau să ne întoarcem la ce ați spus și cu umor amar, așa. Nu aveți piedici în România pentru că în România nu sunteți cerut. Nu. Deci dumneavoastră ați construit, dumneavoastră, Astra a construit primul metrou bucureștean, dar nu e în stare să repare, nu are voie să repare, nu se pricepe. Ne-au exclus din licitație. V-au exclus. Vin niște francezi, că știu ei cum să facem mai bine. Da. CFR Călători nu cumpără vagoane, nu știu de ce. N-au buget. Nu interesează pe nimeni care ferată. Deci, cu toate că e cel mai sigur mijloc de transport. Da. Și asta nu înțeleg eu. Majoritatea votanților sunt oameni... Simpli, nevoiași, care merg cu trenul. Care merg cu trenul. Ăia de pe șosele sunt șmecherii care votează și nu votează. Ei nici nu se duc la vot. Nu se deranjează să se ducă la vot. Dar cert este că de 2 ani de zile România nu alocă niciun ban pentru investiții la calea ferată. Mă refer la material rulant. Mai mult, ceea ce am livrat până acum 2 ani, nu ne-au plătit nici astăzi. Deci, incredibil. Vedeți, asta e și altă problemă. Asta, de exemplu, când livra statului brazilian, da? Statul e cel care v-a comandat în Brazilia. Sunteți sigur că vă va plăti statul brazilian? Nu numai. Am să vă spun ceva. Acum câteva zile am primit un mail din Brazilia și ne spune operatorul, beneficiarul. Așa. Vedeți că ne rămân din alte investiții 4 milioane de euro anul ăsta din planul de investiții. Faceți-ne ceva și livrați-ne de bani ăștia să vi dăm vouă. De asta noi lucrăm acum și... Foarte tare. Dar să nu credeți că se muncește aici pentru că i-am chemat pe oameni așa să muncească. Ba, în contra, a trebuit pe unii dintre ei să-i liniștim pentru că era un zgomot pe care chiar dacă nu l-ați fi auzit acasă la televizor, era deranjant aproape când nu ne auzeam unul cu altul. Dar spuneam de statul român. Statul român nici măcar... Și dacă îți dă un contract, nu e garanția că statul îți va plăti. Asta mi se pare o nemernicie, pentru că nu e vorba de banii pe care îi dai unui patron care își cumpără vile, ci e vorba de banii salariilor muncitorilor, că muncitorii nu muncesc pe gratis, nu? Am să vă spun ceva. Prin 2005 sau 2006, eu am luat legătura cu o firmă din Statele Unite, din Seattle, care se ocupă de comerțul cu material rulant. M-am deplasat acolo și am propus să facă cu noi o asociere, să ducem vagoane, să vindem vagoane în Irak, am zis noi, după ce se liniștesc treburile. Din păcate nu s-au liniștit nici astăzi. Pentru că peste 70% din vagoane din Irak erau făcute la noi. Și americanul a spus următorul lucru. Sunt de acord să colaborez cu voi, dar nu fac societate mixtă. Atunci era moda societăților mixte. Și am spus, dar de ce ați fost în România vreodată? Știți că... Și nu, n-am fost. Dar noi, cei din domeniu, din cei care fabricăm și comercializăm material rulant pentru călători, știm că în toate țările, transportul feroviar de călători este de stat, pentru că el conține și o doză de componentă strategică. Socială. Socială, corect, da. Da. Și zice, la voi, statul vostru, zice, îți comandă ceva, îi livrezi marfa, are să-ți dea 100, tu trebuie să-i dai înapoi 40, el nu-ți dă 100, tu n-ai de unde să-i dai 40 și pentru neseriozitatea lui
îți confiscă ți averea. Exact, exact. Așa ajungem noi. Ce știa acest om de afaceri, exact, care n-a fost stat în România și nici nu a crezut. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, imediat după aceea vă vom vorbi despre Imperio. Să vedeți și acolo o surpriză extraordinar de plăcută. Nu ai cum, repet, ți se umple sufletul de bucurie să știi că niște amărășteni, cum suntem noi toți cei care muncim în țara asta, noi suntem cei mai amărâți, da? Niște amărășteni ca noi care muncim, iată, oamenii ăștia de Arad au putut face un asemenea tramvai. Atenție, e un tramvai de cartea recordurilor și nu glumesc, publicitate. Da, am revenit și mă bucur foarte mult că mi-a venit ideea chiar într-o emisiune cu domnul Blidar în care am zis, dom'le, hai să mergem să vedem acolo, că așa vorbim, putem să dăm imagini. Imaginile pot fi de la Siemens, pot fi din Germania, nu? Și poate că oamenii nu cred, pentru că dacă am fi arătat, să zicem, acest vagon și l-am fi pus în Piața Victoriei sau pe Calea Victoriei în față la studioul Nașu TV, mulți ar fi crezut că e făcut oriunde altundeva, dar nu în România. De aceea e important să arătăm lucrurile cu care trebuie să ne mândrim și așa am ajuns aici și iată, cum spuneam, împreună cu Vest TV, cred că e una din cele mai mari televiziuni, dacă nu fi cea mai mare televiziune regională, emite pe 16 județe în vestul țării și putem să spunem că este un eveniment și pentru Nașu TV, și anume difuzăm emisiunea de pe Vest TV în toată România, iar Vest TV difuzează Nașu TV în tot vestul României, acolo unde mulți români nu pot prinde Nașu TV. Nașu TV, și profit de acest moment de publicitate, este o televiziune care aparține, și dacă vreți o poveste frumoasă, aparține unor ziariști care au plecat la drum în urmă cu mulți ani, ca niște reporteri. Astăzi, iată, am ajuns cu toții, eu și colegii mei, proprietari de televiziune. Noi deținem controlul televiziunii, noi deținem și controlul editorial, deci putem spune că dacă facem greșeli, greșelile sunt doar ale noastre. Nu mai putem să dăm vina pe niciun mogul, pe niciun mogul care să intervină în meseria noastră. Și în ultimii un an și jumătate pot spune că Nașu TV deja este undeva în primele 20 de televiziuni ale României, conform listei mascherii dată de CNA, și a făcut treaba cu bine. Deci pot să fiu și eu mândru alături de domnul Blidar că, așa cum cei de aici au făcut treaba foarte bine, cei de la Vest TV își fac treaba foarte bine, acolo unde domnul Blidar e mogul, să vedem ce fel de mogul, o să-l întreb la sfârșit, și noi suntem mândri de ce am făcut la Nașu TV. Și trecem la tramvaiul nu numit Dorință, ci numit Imperio. Este un tramvai care are cel mai mic consum din toate tramvaiele care se fac în lumea asta. Deci putem să-l înscriem în cartea recordurilor, consumă cea mai puțin curent din toate tramvaiele care se produc în lume, de câteva ori chiar mai puțin decât tramvaiele aflate în circulație. Este mai ieftin decât alte tramvaie produse în alte părți, este ecologic fiindcă nu poluează deloc, este un mijloc de transport elegant, civilizat, care nu afectează traficul, ci degrevează traficul și nu este orice fel de tramvai, hai să nu zicem că suntem buricul pământului, ci este un tramvai cu licență Siemens. Corect? Sigur. Cum ați luat licența Siemens? Pentru că nu poți să iei ușor o asemenea licență și atenție și pe tramvaie. Greu. Am bătut drumurile Germaniei circa 2 ani de zile și vreau să vă spun că Siemensul n-a vândut nicio licență în toată istoria lui Siemens. Este prima licență. Ei n-au dat nici măcar pentru fabricația unui șurub. La... Interesant, asta n-am știut-o. Da. Sigur. Nici ei n-au realizat la început și când au realizat era târziu, că mi-au vândut. Adică le-a părut un pic greu. Da, și le pare. Și le pare. Da. Dar foarte interesant că... Într-un fel, practic, eu nu știu, Siemens e implicată și în proiecte de tramvaie, nu? Deveniți într-un fel competitori la un moment dat. Sigur. Dar noi ne-am împărțit ariile prin contractul de licență. Deci în România ei n-au voie să vândă tramvaie decât prin noi, în colaborare cu noi.
practic, sau cu acordul nostru. În țările de est avem competență, iar în celelalte țări din Uniunea Europeană, deci nu în lume, în Uniunea Europeană, fie cu acordul lor sau fără acordul lor, plătind o redevență. Interesant. Aici trebuie spus că arată excepțional acest tramvai. L-am vizitat, am fost la fabrica Astra, fabrica de tramvaie Astra, aflată pe Calea Victoriei. Deci, iată, aici pot spune că am simțit gustul ăla de a fi pe Calea Victoriei, așa cum e și studioul Nașu TV. Are o caracteristică importantă. Întreaga platformă este dreaptă la acest tramvai, nu există denivelări și ea se află exact la nivelul trotuarului, astfel încât oamenii care au cărucioare cu copii sau oamenii care stau într-un cărucior, oamenii care au dizabilități, fără niciun pic de efort pot urca în acest tramvai. Correct. Dar cum ați reușit? Pentru că celelalte tramvaie au totuși o ridicătură și chiar și în interior au o pantă, uneori abruptă, să o iei cu un cărucior cu rotile. Sunt tramvaiele cu osii. Tramvaiele cu, cu osii, cu osii. Cu boghiu. Nu, cu boghiu, dar boghiu are osii. A, am înțeles. Da. M-ați prins aici, la capitolul tehnic, m-ați prins. Da. Deci, tramvaiele cu osii fac parte dintr-o generație mai veche, de acum 40 de ani, 70-75. Tramvaiele moderne, din ultima generație, ele n-au osii, astfel încât podeaua poate fi coborâtă, complet coborâtă la același nivel de la, pe toată suprafața pe care circulă călătorii în picioare. Deci este un mare avantaj cerut de toate caietele de sarcini din ultima vreme, de toate primăriile din lumea asta. Fără așa ceva nu te califici. Sigur. Acum, unii încearcă să justifice că o ridicătură deasupra boghii nu e mare lucru. E mare lucru, pentru că un tramvai care are acea ridicătură este un tramvai din generația 75, deci de circa 40 de ani. Așa, ori concepția, pretențiile, așa, și normele de proiectare și de confort sunt, acum 40 de ani, sunt cu totul altele. Trebuie spus că și scaunele sunt ergonomice, fiți sigur că am testat... Aici o vedere prin care se vede că toată suprafața este... Da, este plată. Complet coborâtă, cum spun tehnicienii. Da. Repet, scaunele sunt de un confort extraordinar. Stai foarte bine în aceste scaune. Scaunele pot fi așezate și fabricate în funcție de cum își dorește beneficiarul. Deci, dumneavoastră ați văzut niște scaune proiectate de noi, așa cum le-am gândit noi, astfel încât suprafața de călătorie să fie cât mai mare. Deci, să aibă loc și pasagerii în picioare cât mai mulți, pentru că scaunele ocupă două sau trei locuri pentru față de pasagerii. Corect. Așa că atunci, pentru a mări spațiul de transport, capacitatea de transport, noi am așezat scaunele într-un anumit fel. Ele pot fi și duble și... Nu, dar e important, știți de ce? Că poate mulți proiectanți nu se gândesc să fie totuși comod. Avem tramvaie, vorbea în România, chiar și de alea mai moderne, mai noi, care sunt foarte inconfortabile, cu scaunele de plastic, dacă țineți minte, alea din fibră de sticlă sau nu știu din ce erau făcute. Acum mă întorc la ce vorbeam noi de țară și de stat și cum noi românii ne facem cel mai mare rău nouă românilor. Hai să înțeleg că CFR-ul poate n-a avut bani pentru că au trebuit să fure prea mulți de la CFR călători și n-au mai fost bani să se achiziționeze vagoane civilizate, moderne, nu, sigure. Nu, au furat în alte zone și nu le-au mai rămas bani ca să dea și la CFR călători. Ah, am înțeles. Bun. Deci CFR oricum n-a mai cumpărat vagoane și dacă ar cumpăra, nu cred că ar avea de unde să cumpere vagoane în afară de dumneavoastră, pe principiu clar al prețului, dacă e să nu luăm decât un singur criteriu. Dar la tramvaie se tot cumpără. Și aici trebuie să vedeți, ăsta e bordul modern al acestui tramvai, Imperio, un bord care nu mai are nevoie, vedeți acolo sunt oglinzile, în loc de oglinzi retrovizoare, avem computere, avem camere de luat vederi. Practic, un vatman nu mai poate da vina pe nimeni
în cazul unei neatenții, pentru că el e avertizat pur și simplu și de ce nu funcționează la tramvai dacă se defectează ceva prin acel computer. Are și vedere foarte bună și mai are ceva, are mâna aceea, cum i-a spus dumneavoastră, moartă. Mâna moartă. Senzațional, nu știu, la tramvaiele vechi există ceva similar? Nu. Nu. Nu, la tramvaiele noi și la trenuri. Da, la deci trenuri. În momentul în care mecanicul de tramvai, vatmanul, nu confirmă la un interval regulat faptul că e în regulă tramvaiul și el se apt. Simte bine, e apt de a conduce, acea mână moartă, cum îi spun specialiștii, un fel de pilot automat mai pe invers, așa, adică întrerupe... Declanșează o frânare. Declanșează o frânare tocmai pentru a preveni accidentele în care, nu știu, un caz de accident vascular sau, știu, o leșină, vatmanul, tramvaiul să provoace niște nenorociri. Deci, practic, se limitează la minim orice greșeală sau orice o asemenea nenorocire care poate să apară în cazul unui vatman care pățește ceva în timpul condusului. Știți foarte bine că în București, dar și în alte orașe, s-au întâmplat accidente. Avem un bord ca de avion de acum câțiva zeci de ani. Acum câțiva zeci de ani cam așa arăta bordul unui avion și acel avion ducea pasageri și peste ocean. Iată că astăzi avem bord de avion și la un tramvai. Am spus, consumă foarte puțin. Cam de câte ori consumă mai puțin curent decât alte tramvaie? Față de cele existente, cam de 5 ori mai puțin. De 5 ori față de ce circulă, zicem, în România? Da, poți în spune România, asta? Da, în România. De 5 ori față de cele care circulă. Spuneam că s-au cumpărat tramvaie la Cluj. Emil Boc, primarul Emil Boc, a cumpărat tramvaie din Polonia. Și eu l-aș ruga pe Emil Boc, nu știu, tovărășește, amicalmente, dați-mi o explicație. Care-i justificarea să cumperi tramvaie, da? Și vă întreb ca de la român la român, să cumperi tramvaie din Polonia, da? Noi nouțe oare? Da, noi. Noi nouțe? Noi. Să dai de lucru muncitorului polonez, să... ceea ce e foarte bine, dar repet, în condițiile în care noi am avea saci urcați în căruță, în momentul în care noi toți am avea de lucru, am trăit bine, sigur că hai să-i ajutăm și pe frații polonezi și pe frații nemți, dacă se poate, n-avem o problemă. Dar în condițiile în care domnul Blidar nu poate să intre în Polonia nici cu o jumătate de vagon, nu? Așa sunt făcute caietele de sarcini, mi-a spus în emisiunea trecută. Ce mai avem la acest tramvai, Imperio? Faptul că are licență Siemens, deci asta îl face vandabil în toată lumea. Și viabil. Și viabil, adică e și o chestie de marketing până la urmă. Ce, domne, tramvaiul ăsta nu cumva rupe șina, fuge de pe șină? El e făcut, iată, cu această licență valoroasă astăzi, prețioasă, Siemens, nu a mai vândut tramvaiul licență. Tramvaiul circulă în 8 orașe din Germania. 8 orașe din Germania, așa, da. În Lisabona, în Budapesta. Deci este un... Știi ce îmi place? Că e vesel, îmi plac culorile, ați ales bine și culorile, peste tot. În fiecare vagon, în fiecare tramvai. Contează foarte mult să te simți ok, nu să intri într-o cutie mohorâtă. Și asta e important. Sigur. Iar pe lângă ceea ce s-a zis mai devreme, pe lângă consumul mic. Deci, tramvaiul acesta cu trei vagoane consumă cât pe un kilometru cât un bec de 60 de wați. Nu se poate. Deci, acesta pe un kilometru, așa, cât un bec. Cât un bec. Da. La... incredibil. Este practic cel mai ieftin mijloc de transport, am putea spune, din lume. Sigur. Ei, pe lângă aceste beneficii, noi le dotăm cu camere de supraveghere, cu aparate de numărare pasageri, cu informare pasageri. Deci aceste tramvaie numără pasagerii cât urcă, cât coboară, astfel încât la sfârșitul zilei putem foarte ușor vedea câți au luat bilete și câți au circulat. Ce statistici așa avem, câți bani avem, ce profit putem estima. Iată, deci, eu repet, am mai spus odată și în privința autocarelor și autobuzelor făcute la Roman Brașov. Aici da? Vreau să vă întrerup un pic. Este vorba de două tramvaie făcute la noi. Primul, cel din dreapta, roșu, este Imperio, primul tramvai, așa, celălalt, al doilea, este Imperio Eco,
Cel verde, da? Cel de aceea verde, e și verde. Cel verde, da. Dar care e diferența între primul și al doilea? De dotări. Dotări. Da, dotări. Arată și frumos, uitați-vă la el, chiar și, arată foarte și, frumos. Și sunt extrem de silențioase, nu le auzi, te calcă, că n-auzi că vine tramvaiul. Deci, la... Deci nu, demarare... nu scutură casele, nu... Sigur. Pentru că asta am uitat să precizez, boghiile astea, astea și fac. Amortizează foarte bine, dar reduc și zgomotul la rularea pe șine. Sigur, iar confortul este total diferit față de ceea ce avea. Da. Ce primar ar putea să refuze? Că cine cumpără? Primarii cumpără. Da. Deci domnul Oprescu, uite, zic și eu la întâmplare, domnul Oprescu, domnul Boc, domnul Falcă, domnul Nichita, domnul... Unde mai sunt tramvaie? Unde știu eu? La Brăila, la Galați sunt? Craiova. Craiova. Da. Doamna primăriță Olguța Vasilescu, de poți să cumperi din altă parte? Nu ți se rupe inima, sufletul? Nu ți-e rușine să mai ieși din casă în momentul în care, în loc să cumperi un tramvai, repet, din care 40% din banii pe care i-ai plătit se întorc înapoi la buget? Da, am să... Deci, din informațiile pe care le am acum vreo 3 săptămâni, a fost o întrunire a tuturor reprezentanților din orașele care au linii de tramvai. Așa. Scuze că vă întrerup, aici avem... Aici e o caroserie în... caroserie, dar colegii, ia vedeți când avem robotul să mă avertizați că n-am pomenit de o minune pe care am găsit-o aici. E un robot în fabrica de tramvaie, un robot special care practic lucrează pe aceste boghie. Prelucrează cadrele de boghie. Care are o rată de, o viteză, de eficiență, de câte ori mai mare decât... De 10 ori față de penultimul agregat de acest similar. Tip. Similar, acest robot, într-o oră și ceva, parcă... Oră și 6 minute. Oră și 6 minute realizează un boghiu. Un boghiu. Un ansamblu care are 4 roți. Nu? Față de 16 ore, încât... Incredibil. Sigur, noi acolo aveam un loc îngust și această zonă ne regla, de fapt, puterea de... capacitatea de fabricație. Noi puteam să facem restul foarte repede, dar la boghiuri aveam... Acolo erați limitați. Loc îngust, da. Foarte interesant. Am comandat acest robot la temă. El este cât fabricat... Cât costă de curiozitate un asemenea robot? 1,5 milion de euro. 1,5 milion de euro. Da. Deci el este fabricat de o firmă germano-belgiano-olandeză. Am înțeles. Ăsta să fie? Nu. Da. Da, aici este... chiar este un cadru de boghiu pe... Mi-ați dat un secret, și anume faptul că el, ca să poată să învârte atât de repede și burghiele și tot ce se întâmplă acolo, răcirea burghiului se face chiar prin burghiu. Exact, da. În mijlocul burghiului e o gaură și acolo se face răcirea, da. Față de răcirea clasică, așa, unde viteza trebuie să fie redusă și lichidul de răcire intră încet pe orificiu pe care ori pompând lichid de răcire în fundul găurii, deja prelucrarea se face ca în lemn. Ca în lemn, incredibil. Face da. Viteza. Vreau să mai spun ce, să vă întreb ceva, de ce imperiu, de unde v-a venit? Numai puțin, da. Noi nu-l putem vedea, dar el acționează. În primul rând, prelucrarea se face pe 5 axe. Să vedeți cum prelucrează cu o sculă, după care o duce înapoi, o lasă în magazin și altă sculă, singur. Așa și într-o oră și 6 minute face toate prelucrările, astfel încât montarea tuturor celelalte componente, inclusiv măsurătorii. Inclusiv. Da. O minune. Și până la urmă, dacă la câte face și la cât de mult ați lăudat, nici nu costă mult, ca să zic așa, având în vedere că face într-o oră și un pic un boghiu. Și a scos banii în 3 luni. Da. Ce vreau să spun este că aceste imagini sunt luate tot acum de la fabrica de tramvaie care se află la
ceva distanță, câteva sute de metri, nu? 400 de metri. De locul în care ne aflăm acum, în momentul transmisiei, pe Calea Victoriei, iar numele de imperiu de unde a venit? Eu îl am. Am gândit că Aradu cândva a făcut parte dintr-un imperiu. La fel ca și fabrica lui Siemens din Austria. Deci, este foarte interesant. Noi avem o istorie comună. Johann Weiser, cel care a pus bazele acestei întreprinderi, un austriac, acum 122 de ani. De Astra e vorba, da. Așa, am înființat două fabrici, una aici și una la Graz. În Austria, da. În Austria. Fabrica de la Graz din Austria este a lui Siemens acum. Așa. Deci, ce interesant. Sigur. Deci, două surori care au fost despărțite atâția ani și acum s-au reunit și lucrează împreună. Pentru vagoane n-ați avut nevoie de licență? Sigur, am cumpărat și o licență de pentru săgeată albastră ați avut, dar la vagoane ați luat și la vagoane licență? Deci astăzi noi proiectăm vagoane singuri, dar pentru trecerea de la vagonul ăla butucănos, așa, la vagonul modern, am cumpărat o licență din Franța. Am înțeles. Că am văzut toate diplomele și toate recunoașterile TÜV și așa mai departe pe care le aveți pe pereții instituției și e impresionant că poți să treci de toate aceste teste. Dar mai e ceva, promisesem la început că acum, ca să fiu și eu puțin arogant, ca de la mogul la mogul, care e cel mai complicat lucru să fii patron de televiziune? Care vi se pare, după atâția ani, că aveți deja niște ani buni, nu? De când sunteți proprietar al Vest TV. Care a fost cel mai greu lucru și sau vă este cel mai complicat lucru? Nu știu, nu mă implic prea mult în... cu toate că așa zice patron care se implică, spun că nu se implică. Așa. Eu mă implic în ce... cât este implicarea mea. Eu am spus încă de la înființare că vreau această televiziune să fie o televiziune antiteleviziune. Adică să nu mintă, să nu manipuleze, să nu arunce cu noroi fără probe. Și ce m-a făcut de fapt să achesez la această zonă, că nu aveam nevoie de... Așa, după de cap, problemă așa de da. o problemă. Dar ceea ce se întâmplă și astăzi, din păcate, în media, pur și simplu mă repugnă. Și atunci am zis, hai să încercăm. Sigur, toți prietenii au zis, domne, dacă nu o scandal aici, dacă nu înjur, dacă nu mânjești, nu o să ai nicio șansă. Ei, am început mai greu, dar vreau să spun că astăzi avem audiență. Felicitări și încă o dată un mare succes să poți emite pe 16 județe, să armonizezi gusturile publicului din vestul României. Eu profit de acest moment, cum spuneam, să le spun celor care ne-au pierdut în ultimii ani, Nașul n-a murit,